învăluită în legendă, este mănăstirea Vladimirești, iar astăzi o poți descoperi biruitoare, luminoasă și mândră. Personaje feminine, maici vretnice de jertfă și de rugăciune, tălmăcesc prin viețile lor această legendă. Maica Teodosia Lațcu, poeta rugătoare, monahia cu suflet de rugăciune, cum o numea părintele Teofil Părăian, Maica Veronica, ce înființa mănăstirea, stareța Daniela Nedelcu, ce îi urma, și obștea cu sute de maiști truditoare ce i-au trecut pragul. Așa cum spuneam și în episodul trecut, mănăstirea este așezată între Galați și Tecuci, ridicată după ce Maica Lica, mai târziu Maica Veronica, a avut vedenia Mântuitorului ce îi descoperea locul în care să facă o mănăstire închinată Maicii Domnului. Dacă ar fi știut la cei 16 ani ai săi că după 10 de ani smerita sa făptură va face subiectul unei teze de doctorat, oare ce ar fi zis? Ctitorul Paraclisului era arhimandritul Visarion Nicolau, iar arhitectul Ion Berechet făcea planul mănăstirii după model atonit. A urmat o perioadă de lumină în istoria sa, urmată de una de cădere, în timpul perioadei comuniste, atunci când mănăstirea Vladimirești urma să fie desființată. Dar cum orice jertfă nu rămâne nerăsplătită, aceasta se redeschidea în anii 90. Astăzi, bucuria maicilor în ateliere de pictură, sculptură, de broderie, la bucătărie ori în biserică la slujbă, se face simțită de cum treci pragul mănăstirii. Cum erau maicile de odinioară, pentru că ne gândim la Maica Veronica, la Maica Teodosia? Cel mai mare model este Maicuța Veronica, pentru că ea este și fondatoarea mănăstirii. În 1938 a luat ființă mănăstirea, era doar o copilă când a pornit la ridicarea mănăstirii. Și a urmat o perioadă frumoasă a mănăstirii, după care a venit întunericul. Spuneați că atunci când mănăstirea a fost închisă, Măicuța a avut un moment de răzvrătire. În închisoare fiind, a avut un moment de răzvrătire și să certa cu Dumnezeu. De ce, Doamne, m-ai mai pus să fac mănăstirea dacă ai închis-o? Și spune Măicuța că mai târziu a înțeles că, de fapt, Dumnezeu așa a îngăduit să închidă o mănăstire și să deschidă alte 300 de mănăstiri vii. Pentru că fiecare maică, în mănăstire, la închiderea mănăstirii fiind 300 de maici, maici și surori, fiecare maică, soră, în locul natal unde a mers după închiderea mănăstirii, a dus mai departe credința în Dumnezeu și a povestit la nepoți, la vecini, la toți cu care se întâlneau despre viața creștinească, despre cum este bine să fii un bun creștin. Au dus flacăra mai departe. Cum a reușit Maica să păstreze duhul comuniunii? Cred că dragostea față de Dumnezeu și față de tot omul, și cel amărât, și cel bogat, și cel sărac. Și ne-a învățat să fim vesele. Măicuța primea cu atâta bucurie și cu atâta veselie pe orice om, că mulți oameni ne-au spus că e bine așa, că noi credem că cei din mănăstire sunt mai posaci, sunt mai... Dar nu, Dumnezeu nu vrea să fim posaci, vrea să fim bucuroși că îi slujim Lui și ne bucurăm de viață și de tot ce ne-a dat. Și credința maicilor le făceau să ridice mănăstirea uneori în frig și fără hrană, astăzi maicile de aici trăiesc cu bucuria istorisirilor de altădată, în care personaje sunt măicuțele ce au suportat interdicția de a purta haina monahală, dar cu multă credință ele și-au ajutat fie rudele, fie străinii ce aveau nevoie de modele creștine. Astăzi, istorisirile de altădată dau forță pentru ascultările îndeplinite cu smerenie și bucurie.
Ce faceți când lucrați? La ce vă gândiți? Pentru că avem tumultul acesta al gândurilor. Avem tumultul al gândurilor, dar lucrăm la veșminte. Și simți o bucurie, pentru că te gândești că veșmântul care lucrezi îl îmbracă un părinte, un preot, la Sfânta Liturghie. Și atunci ne umplem de bucurie, de har. Sunt ramuri de măslin, porumbeii și Sfânta Cruce. Ramurile de măslin care simbolizează pacea, împăcarea. Și porumbelul le prezintă pe Duhul Sfânt, iar crucea este Sfânta Cruce. Aveți libertatea culorilor? Avem libertatea culorilor. Și putem să facem și cum vrem noi, dar mai mult respectăm comanda părinților care ne cere ce culoare, ce... Și le facem pentru ca să fie și dânsi mulțumiți și noi suntem bucuroși. Deci în mănăstire am venit în anul 1996, iar în atelier sunt de 23 de ani. De ce ați simțit această plecare spre pictură? Când vii într-o mănăstire, ești dată într-o ascultare unde este nevoie. Dar după puțin timp, ies în evidenții abilitățile pe care le ai. Și atunci, eu având puțin talent spre pictură, după operație, iarna, m-am retras la atelier. Și în felul ăsta a rămas la pictură, având și puțin talent. Am învățat de la maicile care erau înaintea mea. A trebuit să faceți o operație? Da, de apendicită în timpul iernii și atunci a fost momentul meu potrivit de a rămâne în atelier. Fosta maică stareță Daniela, șef atelierului, a pictat la viața ei 20 de biserici. Și fiind un om cu mare experiență, am avut ce învăța. Cum vă adunați gândurile când faceți o muncă atât de migăloasă? Da, ne stădim dimineața când începem activitatea la atelier de pictură. Aici pe perete este rugăciunea care se numește rugăciunea iconarului. Mai întâi citim rugăciunea și după aia începem activitatea. Iar în timpul lucrului pot să spun că noi începem cu rugăciunea. Te pierzi lucrând. Te și rogi și lucrezi. Deci înainte 90 am avut covata pe masa aceasta, frământam la mână, cu maici de 60 și de 70 de ani. Eu eram cea mai tânără de 23 de ani. Și totul manual, pâinea la tavă, aveam muncitori, aveam... Făceam pozonat, plăcini. Acum mai... ne-am mai puținat și ca op, știi? Dăm slavă Maicii Domnului, cum îi dă puterii. Și să știți ce e mai important în viață? E să ai dragoste, că dacă nu ai dragoste, nu ai nimic. Noi am făcut, deci, pâinea pe vatră, am făcut-o și candei. Acum aprind focul. Lasă așa. Este vocația dumneavoastră? De fapt, de mică mi-a plăcut lemnul. Chiar dacă mă jucam cu păpușile, le făceam și scaunele, măsuțe. Și în 90, când s-a reînființat mănăstirea, am venit la mănăstire. Și în 93, când a venit domnul profesor Huțanu, a spus dacă sunt persoane care au înclinație pentru așa ceva, să înființăm atelierul. Aici, la mănăstirea Vladimirești, găsești cum se cădenie, înțelepciune, povești dătătoare de speranță și încrederea că duhul unui loc nu se pierde nici în vremuri de restriște, ci că acestea sunt trecătoare, așa cum este și viața omului. Iar ceea ce rămâne este cu siguranță de sus și nepieritor.